ta. Noi bă, eu nu bă, sunt cu mașină. Hai bă, ești cu mașină. Serios, sunt cu mașină, dă-mi un soc. Dă-mi un soc, te rog. Nu știu că așa ceva. Orice. Ba da, mă, dar asta întârzi, nu știu ce trebuie să faci. Pune și mă, dar te rog. Păi atunci eu peste. Mersi, ia pământul ăsta. La mulți ani! Deschis o ușă spre inima mea. Ai venit când ai vrut și ai plecat când ai vrut. Mi-ai lăsat o cheie cu împrumut să pot intra și eu în inima ta. Găbiță! Dar ce păcat! Ce faci? Ceau! Bă, ceacă, Gabi! Că mă gândesc la tine noapte și zi. Sper să ajungă bine acasă. Iar gândul meu scura către tine. Să pun pariu. La cine mergem, de fapt? La tipul ăla cu green screen-ul. Noi ce facem acolo? Are o idee despre un film. Un film SF, zice. Vedem acolo.
Alo, domnul, în 3 minute suntem la tine. Ieși tu la poartă. Vezi că nu putem sta prea mult, suntem presați de timp. Salut, moșule. Bine, mă. Te credeam, om, serios. Te-am așteptat weekendul trecut. Am băut de unul singur. N-ai venit. Scuză-mă, moșule. S-a prelungit programul la servici și am avut de montat un documentar. El este Cosmin. Eu sunt Moș Crăciun. Haideți înăuntru să vă împar cadourile. Aici, în colț, este gris scrinul de care v-am vorbit. Deci aici putem face spoturi publicitare, emisiuni live pe net și îl putem folosi și pentru filmare, pentru filmul care o să vi-l propun. E un film care vorbește despre capacitatea omului de a călători în timp. Viitorul nostru poate începe chiar din clipa aceasta, cu acest film. Totul depinde de voi. Haideți-mă. Haide, vă loc. Și ce noutăți ai din Anglia? Bă, sunt dezamăgit. N-a reușit să câștig când mi-am propus pentru afacerile mele. Păi ce s-a întâmplat? Nu mai merge nici în Anglia? Este din cauza Brexitului? Nu. Mi-am făcut o firmă. Se numește Rodeals. Vreau să fac afaceri cu români în general, în Anglia, sau mai bine și mai profitabil, zic eu, în România, pe fonduri europene. Foarte bine. Și de ce ești dezamăgit? Bă, la primul meu contract am început cu stângul. Am luat ca partener pe Iuda. Numele lui Costel. Am avut o lucrare de construcții. Am luat pe omul, el a venit cu echipa. Într-un final a hotărât să lucreze la negru. Și am ieșit din schemă. M-a vândut pentru 1000 de lire. Cam asta era câștigul meu. Dar e o întreagă telenovelă. Am putea face film pe chestia asta, dar poate cu altă ocazie. Acum am înțeles că te grăbești. Da, să trecem la ideea filmului pe care le avem de făcut acum. Lucrurile sunt simple. În general, oamenii nu-și dau seama cât de important este adevărul în viața noastră. Doar adevărul poate defini un viitor predictibil. Fiecare din noi avem o linie temporală dată de succesiunea evenimentelor la care participăm direct sau indirect. Te referi la destin? Nu. Destinul, oricât am crede că îl putem modifica, el rămâne tot destin. Destinul nu este decât o linie temporală, cea finală. Dacă vrem să ne alegem linia temporală, n-avem decât să apelăm la judecata de apoi. Iar pentru asta nu trebuie să ne întâlnim cu Creatorul, pentru că judecata de apoi este poziționată greșit pe axa timpului. Există o infinitate de linii temporale care ne vin din viitor. Toate converg către fracțiunea de secundă trăită. De fapt, nu ne trebuie niciun dispozitiv sau mașină a timpului să ne deplasăm în timp. În momentul când ne amintim ceva, e ca și cum ne-am deplasat în trecut. Dar trecutul nu poate fi modificat. Când ne deplasăm în viitor, pentru acel punct, prezentul nostru este un trecut. În schimb, este un trecut pe care îl putem modifica.
Hei! Mai concret și la obiect te rog, că suntem presați de timp. Ok. Numele filmului o să fie Cadoul Moș Crăciun. Sau, de ce nu, Universul Moș Crăciun. Ce faci, moșule? Un cadou ce faci pentru noi? Ha, ha, ha! Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Doar dacă înveți să nu pierzi timpul. Hai. Valea. Mergem și noi să ajungem în partea cealaltă. Da. Ce zici? Facem filmul? Eu știu. Rămâne de văzut. Ok. Ok. Ia provină. Facem filmul. Nu conta pe mine. Amicul tău e dus rău. I-auzi. Universul lui Moș Crăciun. Poate nebunia lui Moș Crăciun. Ce faci, mă? N-ai mai dat niciun semn de viață. A? Ce zici? Poți să treci pe la sediu, pe la mine? Da, mă, ce, nu știu unde am sediu. Da, pe strada Renașterii, numărul 30. Hai, te aștept mâine. Sper că nu faci ca data trecută. Ceau! Ce e pentru tine viața? Înțelegi? Viața nu este decât o înșiruire de evenimente. Gândește-te, asta e axa timpului. Iar asta este axa evenimentelor. Primul eveniment la care participi este nașterea. Ultimul, mai încotro, va fi moartea. Între acest punct, aceasta este traiectoria ta. Graficul ăsta este o funcție simplă. Ar putea fi o funcție simplă. Ar putea fi o funcție simplă dacă îi cunoaștem parametrii. Parametrii de evoluție. Problema e că acești parametri nu-i cunoștem totdeauna. Din acest motiv ar trebui să fim corecți unii cu alții, pentru că în momentul când suntem corecți unii cu alții, acești parametri devin cunoscuți. Dacă acești parametri devin cunoscuți, cunoaștem și evoluția graficului. Cunoscând evoluția, practic, ne putem ști viitorul care îl avem. În momentul când nu ești cinstit unul cu altul, acel parametru e o necunoscută. Și tot graficul se duce dracu. Și nu mai ajungi în punctul în care vrei. Scenariul ăsta este despre trecutul meu, prezentul și viitorul. Un viitor posibil. Unul dintre multele viitoruri. Ideea este că eu am fost în viitor. Viitorul s-a schimbat și se schimbă continuu. Gândește-te la o chestie. Peste tot, teroriști, nebunie, Brexit, Donald Trump, o nebunie la care asistăm. Ce faci dacă ți-e frică? Te închizi în casă? Te închizi în casă, nu?
Așa fac toți liderii. Asta fac. Ne opresc șansa noastră să comunicăm. Să ne mișcăm liber. Strică evoluția. Viitorul devine total imprevizibil. Pe ce te mai poți baza? Pe nimic. Scenariul ăsta face... Scenariul filmului face să corijeze acest lucru. De asta trebuie să-l facem. Trebuie să-l facem. Te rog eu. La cine mergem, de fapt? La tipul ăla cu green screen-ul. Păi ce facem acolo? Are o idee despre un film. Un film SF, zice. Vedem acolo. Alo, domnul, în 3 minute suntem la tine. Ieși tu la poartă. Vezi că nu putem sta prea mult, suntem presați de timp. Da, da. Ok. Hai că ies acum.
Steiner. Salut! Pare rău că n-am putut să ajung data trecută. Probleme la serviciu. Nici o problemă. E bine și acum. El e Cosmin. Colegul Gabriel, meu. Îmi pare bine. Haideți în urmă, vă rog. Ăsta e green screen-ul? Da, dar mai am de lucru, după cum vezi. Asta e, hai, vă rog frumos, poftiți-ne om. Făceți-vă comod. Ok, tu ești cu mașina, pe tine știu cu ce te poți să ridici, da. Ceva pentru tine special. Atât, îmi pui cu cola. Tu acidulat, Cosmine? Sau neacidulat? Ok. E bine asta, da? Perfect. Gata, mulțumesc. Și ce ai mai făcut prin Anglia? Bă, mici probleme, dar știi vorba aia. Ce nu te omoară, te întărește. Da, sunt obișnuit cu astfel de experiențe. Bă, știu că sunteți grăbiți și eu am mult de lucru. O să te ia așa, o să vă iau pe direct așa. Am un scenariu de un film. Știu că te ocup cu chestiile astea. L-am scris aici. Îl citești și îmi spui dacă îți place. Poate. Noroc. Vrei să spun cu ăla? Sănătate. Da. Un pic? Cola merge, da. Un pic. Știu că tu cu cola. Da. Whisky gol nu prea intră. Referitor la scenariu, cât timp am la dispoziție? Eu într-o lună plec înapoi în Anglia. Dacă îl citești până atunci și poți să-mi dai un răspuns, mi-ar face plăcere. Sper să reușești. Încercăm, o să-l citești. Știu că ești prins în proiectele tale. Îl citești și eu, îl dau și lui Cosmin. Îl citim amândoi și okay. Să vedem... Dacă o să vă placă, îmi spuneți ca să pot eu să caut sponsori, da? Da, e să vedem despre ce... Sau să-mi spui care e modalitatea de a realiza, eu da, pot să vă ajut cu orice. În funcție de scenariu, în funcție de poveste, să vedem de ce ne lovim. Nu, dacă îți place, îmi spui și eu te ajut. Eu mai am oameni cu okay. Care mai colaborez, unde am mai făcut videoclipuri, știu. Spoturi dar publicitare. Ce lucrezi acum? Lucrez la un videoclip al trupei NPH și trupa de hardcore. Aha. Și mai avem de tras cam jumătate din el, s-a tras în mare parte. Mișto. Îmi place. Și tu? Cu ce te mai lăuzi? Am un proiect acum mai măreț așa, de-aia mă și întorc în Londra. Încerc să dezvolt o aplicație, o platformă pentru o comunitate de profesioniști în diferite domenii. Platforma asta e gen Facebook, dar un pic modificat. Adică e mult mai aplicată. Nu e ca Facebook-ul. Prins Facebook-ul, trimis poze, la la la, lululu, și nimic. Proiectul ăsta o să fie ceva mult mai complex. Și o să-mi ia ceva timp să-l realizez. Și... Da, nu ți-am spus despre scenariu. Scenariul e despre viața mea. Interesant. Tot ce am trăit eu până acum și un viitor proiectat. Undeva în scenariul ăsta include și ce voi face cu proiectul acesta.
E oarecum, scenariul este oarecum ceva invers față de cum s-a dezvoltat Facebook-ul. Adică Facebook-ul a plecat de jos, da? A crescut foarte mult și pentru faptul că a devenit foarte popular, i s-a făcut și film. Scenariul ăsta aduce ceva în plus. Inversezi oarecum lucrurile. Privești totul din viitor. Da? Se face întâi filmul, dar filmul este de fapt ideea care eu o creez acum. Dacă tu realizezi un film bun, e meritul tău. Da, păi cred că... Dar proiectul va fi cam același de acolo. Hm? Da. Ți se pare interesant? Da. Foarte interesant. O să te uiți acolo și... Ideea e destul de original, din câte eu n-am mai întâlnit până acum astfel de teme și... O să vezi ce e acolo și... Mergem și noi în partea cealaltă? Da. Am să citesc scenariul. Chiar te rog. Și... Să vedem câți intră, să vedem să facem castingul și de ce nu să... Asta e business-ul tău. Să vedem, poate ne scriem la festivaluri, de ce nu? Sper să te înscrii și în platforma mea care o dezvolt. Normal, trebuie să... Am spus că este o platformă pentru profesioniști. Și cum tu ești un profesionist, te aștept în business-ul meu. Ok? Normal, trebuie să colaborăm. Eu te cunosc pe tine, am încredere că și Cosmin e la fel de profesionist ca și tine. Deci, e ok? E ok. Citim scenariul și... Vedem și discutăm. Hmm? Cam asta. Ok. Ok. Ne-a făcut plăcere. Ne auzim. Cu siguranță. Te rog. Să trăiți, bună ziua. Să trăiți. Unde vă ducem? La aeroport, vă rog frumos. Nu-ți irosi timpul.